Spectacol pe cerul capitalei a început cel mai așteptat eveniment aerian al anului, BIAS 2023. Întreg show-ul îl vedeți în direct la Antena 3 CNN. De altfel, evenimentul reunește peste 100 de aeronave civile și militare, dar și 150 de piloți și parașutiști. Este un spectacol de forță aeriană în care ași aviației din România și din alte state vor încânta spectatorii cu acrobații uluitoare și demonstrații de elită. Mergem în acest moment în mini-studioul Antena 3 CNN de pe aeroportul Băneasa. Acolo se află și colegii mei, Corina Matlinski și Radu Tiliță. Corina, Radu, bună dimineața! Care este atmosfera acolo și dacă au început să sosească primii oameni? Bună dimineața! Vă spunem de la cel mai așteptat show aviatic al anului, cel mai spectaculos show aviatic al anului, un show care are deja tradiție, Radu, și care deja a început, este spectacol pe cer. De mai bine de o oră a început spectacolul aici, pe aeroportul Băneasa. Este a 13-a ediție a evenimentului, o ediție aniversară, 100 de ani de la înființarea Aeroclubului României. Mai exact, chiar acum pe cer, au evoluat băieții de la Aeroclubul României, pe care îi vedem în fiecare an, de excepție. Da, așa este. Sunt peste 100 de aeronave, inclusiv la expoziție aici în apropiere. Fac tot felul de ciucuri lucruri, să le spunem, Radu, pe cer, pentru deliciul oamenilor de aici. Pentru că ne întrebai, Maria Linda, despre atmosferă. Când veneam încoace, Radu, mă uitam, sunt foarte, foarte mulți oameni care vin deja spre aeroportul Băneasa. Foarte mulți oameni, mai ales cu copii. Știu că tu ai fost deja aici. Cum a fost atmosfera? E mare nebunie, mai ales pentru cei mici. E un entuziasm major, mai ales atunci când urcă în avioane, pentru că avem aeronave la sol pentru a putea fi vizitate atât de cei mici cât și de cei mari. Dar trebuie să știți că dacă veniți aici, și trebuie să veniți aici pentru că se anunță un show incendiar, ar trebui să vă lăsați mașina acasă, pentru că nu avem locuri de parcare disponibile. Folosim transportul public în comun și va fi foarte cald astăzi. Trebuie să ne pregătim. Da, așa este canicul, ar fi bine să aveți la voi apă, pălării, îmbrăcăminte deschisă la culoare. Și să știți că sunt două locuri prin care puteți intra aici la aeroportul Băneasa, Bulevardul Aerogării și de asemenea de pe DN1. Un spectacol pe care l-am așteptat inclusiv noi, îl așteptăm an de an, inclusiv forțele aeriene române sunt aici cu mult celebrele F-16. Este inclusiv un F-16 aici la expoziție, este efectiv vedet acestei expoziții, mai ales pentru cei mici, aeronave de luptă și nu doar din România, Radu, pentru că participă și din multe alte state. Avem state din Europa, avem piloți din Statele Unite ale Americii, din Canada, puncte de interes sunt și migurile care anul acesta au fost scoase din spectacol, dar copiii abia așteaptă să se urce în ele, să vorbească cu piloții, să descopere ce înseamnă aceste avioane de mare viteză, de vânătoare, dacă da, putem. Și care până la urmă au servit forțele aeriene române în misiunile lor până acum. Acum avem F-16 cu care se face în continuare acea poliție aeriană, chiar cu alte state membre NATO. O să fie și piloți celebri din străinătate. De asemenea, pentru prima dată o să-i vedem pe cei din Iordania defilând aici pe cerul României. Sunt și, văd, câteva parade ale uniformelor militare istorice. Să fie oamenii cât mai aproape de tot ceea ce înseamnă practic acest spectacol. Bun, nu vă mai reține mult. Cert este, spectacolul a început deja. Vă așteptăm aici pe aeroportul Băneasa până la ora 20. Cerul va fi brăzdat de toate aceste avioane. De la ora 20 ne așteaptă un concert, dar și un foc de artificii care să marcheze această ediție specială. Dacă nu sunteți din București, rămâneți alături de noi aici la Antena 3. Vedeți totul live, tot ce e mai frumos. Suntem parteneri oficiali la BIAS 2023, un eveniment cu tradiție. O să vedeți cele mai spectaculoase imagini aici la Antena 3 CNN, iar noi revenim, Radu, în orele următoare și cu mai mulți invitații speciali care să ne spună așa și picanteriile din spatele organizării, dar și ce înseamnă în sine munca de pilot și mai ales cât este de greu să facă tot ceea ce practic noi vedem pe cer. Rămâneți pe Antena 3 CNN. Corina, Radu, mulțumim foarte mult pentru aceste informații, dar mai ales pentru aceste imagini BIAS 2023, doamnelor și domnilor, în acest moment în plină desfășurare, pe tot parcursul zilei vă așteaptă evenimente cu totul și cu totul speciale, evenimente pe care, de altfel, Antena 3 CNN le va transmite în direct. Mergem mai departe!